Hello, dragile mele și dragii mei, din nou suntem împreună și din nou vorbim despre frumusețea și sănătatea părului. Știu că așa încep de fiecare dată, dar vreau să vă reamintesc de fiecare dată de ce sunteți aici, în cazul în care ați uitat. Și dacă ați intrat din greșeală, nu uitați să dați subscribe, ca data următoare să nu mai fie o greșeală. Astăzi aș vrea să discutăm puțin despre îngrijirea părului pe timpul iernii. Știu că mai am un videoclip de genul acesta, dar simt nevoia să vă reamintesc. Suntem într-un sezon propice acestui subiect și chiar aș vrea să-l dezbatem, să vedem. M-ar interesa, apropo, ce ați mai testat din punctul ăsta de vedere, ce funcționează pentru voi iarna. E important să scrieți, pentru că așa văd și alți oameni din comunitate. Am văzut că vă citiți mesajele între voi, vă mai și răspundeți unii altora. Deci haideți să începem o discuție pe această temă. Ce funcționează pentru voi pe parcursul iernii? Eu vă spun teoria, cum ar fi ideal să se întâmple lucrurile, și voi îmi spuneți practica din punctul vostru de vedere. Și uite așa, avem ambele capete ale sforii și împreună suntem categoric mai puternici, și părul vostru și al meu, pentru că și eu am grijă de el, este mai sănătos și mai frumos. Pe parcursul iernii, părul are foarte mult de suferit de la trecerea rece-cald, adică dinăuntru afară și invers. Este foarte important, dacă petreceți mult timp afară, de exemplu, să purtați părul acoperit. Sunt diferențe foarte mari la nivel de umiditate pe parcursul iernii, dacă mai și ninge sau dacă ne mai prinde și vreo ploaie din asta combinată de gheață cu apă și așa. Clar nu este ceva bun pentru păr, așa că rugămintea mea este să folosiți o căciulă, asta este, pe perioada iernii. Însă, dacă vă hotărâți să folosiți o căciulă, rugămintea mea este să fiți foarte atente la tipul de material din care este făcută căciula respectivă, pentru că sunt diferite materiale. Dacă vă place un model în mod special și vă stă bine cu el și vreți să-l folosiți și nu este dintr-un material ok, gândiți-vă că lâna sau materiale puțin mai aspre real au o fricțiune foarte mare cu părul și îl pot încurca, îl pot electriza. Dacă conțin prea mult plastic, la fel, sintetic, nu plastic, pot electriza foarte mult părul. Adică trebuie să fiți foarte atente la tipul de material. Ce puteți să faceți este să vă creați o dublură a căciulii, adică pe interior să folosiți un material foarte prietenos cu voi. Și sunt materiale acelea de, cred că se numește modal, care e un fel de bumbăcel amestecat cu elastan sau cu ceva, habar n-am, că nu știu compoziția materialelor, dar din care e ca un material de tricouri foarte moale, foarte plăcut la atingere. Sau, de exemplu, puteți să faceți o căptușeală a căciulii respective cu o bucățică de mătase sau un satin, ceva care să alunece. Da? Adică să înlăturați fricțiunea și să înlăturați electrizarea. Și asta puteți să faceți pe orice model de căciulă decideți să cumpărați. Adică puteți să fiți super fashion și să fie ceva care vă avantajează. Evident, nu vă recomand să purtați ceva ce nu vă avantajează, dar să fie foarte în regulă și pentru părul vostru. Faptul că îl veți proteja așa, să știți că o să conteze foarte mult la finalul iernii, când veți avea mai puțin de reparat, pentru că ați avut grijă pe tot parcursul iernii de părul vostru. Dacă nu aveți deja, v-aș sfătui să cumpărați un umidificator. Datorită surselor de căldură pe care le avem în casă, aerul tinde să se usuce și acest lucru are efecte negative asupra părului nostru și asupra pielii. Există umidificatoare de toate dimensiunile, de toate formele și de toate designurile pe care le puteți integra în locuința voastră, de la cele mai simple până la cele mai complicate, inclusiv cu aromaterapie și așa mai departe. Și există și varianta în care pui o cutie de plastic pe calorifer cu apă în ea ca să se evapore treptat. Adică, indiferent de buget, indiferent de cum vreți să procedați, umidificarea aerului, în special pe parcursul nopții, este foarte, foarte important. Ne ajută în primul rând la nivel de respirație. Un nas uscat nu duce nicăieri bine, dar nici la câini nu e bine cu nasul cald și uscat și nici la noi. Așa că este foarte important să țineți cont de acest lucru. V-am spus, puteți să găsiți orice fel de variantă, inclusiv cele mai rudimentare. Funcționează toate, alegeți ceva pentru la voi acasă și fiți conștienți că trebuie să păstrați un nivel optim de umiditate în încăpere, în special acolo unde dormiți. Chiar dacă este iarnă și chiar dacă ținem părul acoperit, să știți că este foarte important să tundem vârfulețele și pe parcursul iernii, măcar o dată. Da? Le menținem, totul e curat,
tocmai ca să nu fie nevoie să tundem mai mult în primăvară când facem spring cleaning. Nu trebuie să tundeți mult, știu că foarte multe dintre voi oricum sunt traumatizate cu tunsul vârfurilor, că una vorbim și alta facem. Găsiți pe cineva în care aveți încredere și încercați să vă ajutați așa. Dacă nu, există și varianta în care vă tundeți singuri acasă, cu mare grijă, eu nu pot să vă învăț lucrul acesta, nu v-am spus asta, n-ați auzit de la mine, dar sunt o grămadă de tutoriale care vă arată ce să faceți acasă și real, dacă aveți o foarfecă decentă, nu cu foarfecare bucătărie sau cu cea de tăiat hârtie de împachetat, nu cu aia, cu o foarfecă decentă de tuns, puteți să vă luați un centimetru din păr, nu este nicio dramă și chiar dacă greșiți la un centimetru, nu contează foarte tare. Bine? Deci puteți să faceți și asta, atâta timp cât vă asigurați că e decent tot ce se întâmplă acolo. Vă spuneam că unul dintre dușmanii cei mai mari în această perioadă este trecerea aceasta bruscă de la rece la fierbinte. Diferențele de temperatură nu ajută deloc părul din punct de vedere al sănătății, așa că recomandarea mea este ca pe perioada iernii și nu numai în general să folosiți o apă la o temperatură apropiată de cea a corpului. Știu că iarna avem tendința să facem dușuri mai fierbinți ca să ne încălzim. Prindeți-vă părul și când ajungeți la capitolul spălat părul, coborâți temperatura mai către căliu pentru a nu agresa părul din acest punct de vedere. Folosirea apei foarte fierbinți pe păr nu este ceva bun, nici pentru piele, nici pentru păr. Așa că încercați să vă spălați pe corp cu ce tip de apă vă place să vă spălați. Mie nu-mi place apa rece, vă spun sincer, dar am zis că voi încerca iarna aceasta să mă spăl cu apă mai rece, să fac și dușuri reci, să văd până la cât de rece pot ajunge. Voi face un test cu mine, deși deja mă enervează gândul numai când mă gândesc că urmează să fac un duș rece, deja m-am enervat, sunt pornit. Dar este foarte sănătos să faci acest lucru și vreau să încerc să fac acest lucru pentru mine. Recunosc că sunt fanul al apei fierbinți, dar încerc să temperez acest lucru pentru că știu că nu este deloc bine să faci schimbări de temperatură atât de radicale, iar pentru păr sigur nu este bine. Chiar dacă faceți în restul corpului mai fierbinte, când ajungeți la păr încercați să scădeți un pic temperatura apei. Pentru că pe parcursul iernii veți simți nevoia să vă uscați părul mai mult cu feonul, vă rog mult de tot, folosiți protecție termică. Spun asta de nenumărate ori, nenumărate rânduri, folosiți protecție termică. Nu cred că veți putea renunța la utilizarea feonului, în special pe perioada iernii și nici nu vă recomand asta, pentru că realitatea este că părul lăsat să se usuce natural și dacă te culci mai ales cu el ud, nu e ce trebuie acolo, nu e bine la final. Adică nu vă ajută mai mult să faceți asta. Mai degrabă o temperatură controlată medie și protecție termică pe păr. Ai uscat părul, ai depășit momentul. Adică, sau puteți să alternați, odată să lăsați așa, odată să uscați, da? Feonul nu este dușmanul nostru. Feonul este bun dacă îl folosim corect și dacă folosim protecție termică. Adică e simplu. Așa că rugămintea mea este obligatoriu protecție termică pe păr înainte de a îl usca. Foarte important, o să vă rog să nu plecați de acasă cu părul ud. Nu aș vrea ca părul vostru să ajungă să înghețe sau să iasă la temperaturi foarte scăzute, el mai fiind în continuare jilav, că ud nu este nimeni pe cap cu el, dar îți pui o căciulă și lungimile rămân pe afară și nu sunt chiar bine uscate pentru că te grăbești. Nu faceți asta, nu este ok pentru păr. Vă spuneam încă o dată, schimbările bruște de temperatură și posibilitatea de a îngheța nu este ceva bun pentru păr. Adică în timp, dacă repetați chestii de genul acesta, se va sensibiliza și real va pierde din strălucire, va deveni mai casant, mai greu de descurcat și așa mai departe. Deci aveți grijă la acest aspect, încercați să alocați suficient timp să se usuce natural sau să luscați repede cu un feon dacă știți că trebuie să ieșiți imediat din casă. În această perioadă, dacă nu folosiți mască de păr, vă sugerez, chiar dacă aveți părul fin, să folosiți măcar o dată pe săptămână, 5 minute, măcar 5 minute, o mască mai puternică pentru păr, de la urechi în jos, nu pe rădăcină, dar tocmai ca să hrănim mai mult părul, să-i oferim mai mult din ce are el nevoie în mod normal, chiar dacă nu s-ar putea să fie un exces, să fie puțin prea mult, lasă că e bine acolo, că oricum e și afară și vremea este cum este și el suferă oricum. Deci, o dată pe săptămână alocă 5 minute, dar pe bune, măcar 5 minute să stai cu o mască de păr, tocmai pentru a proteja fibra cât mai mult de tot ce se poate întâmpla negativ pe perioada iernii. Dragile mele și dragii mei, cam despre asta a fost în îngrijirea de iarnă. Aștept mesajele voastre, vreau să știu ce funcționează și ce nu funcționează pentru voi. Nu uitați subscribe, notificări și Instagram follow. Dacă mai aveți orice fel de întrebări, propuneri, ne scrieți, cu foarte mare drag încerc să vă răspund și până data viitoare aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!